ceva ce pentru noi este un lucru obișnuit, pentru alții e un lux ce și-l pot permite doar o dată la lună. Mame care spală hainele la mână, chiar fără detergent. Mâini muncite, energie consumată de dragul de a ști copiii îngrijiți. Bună ziua! Bună ziua! Dar ce faceți? Spălăm! Când v-am văzut pe dumneavoastră cum spălați aici, mi-am adus aminte de mama mea. Acum 20 de ani în urmă, așa spăla și mama mea. De câte ori pe săptămână trebuie spălat? Două ori pe săptămână. De două ori pe săptămână? Da. Când ați avut ultima dată o mașină de spălat? Nu am avut niciodată. Nu mă așa spălam. Chiar dați un pic mâinile. Cât detergent aveați acum? Am dat tot ce aveam. Uitați, Dumnezeu care știe să poarte de grijă, a purtat de grijă niște detergent. Pe cât timp va ajunge detergentul ăsta? Am la 3 luni de zile, mi-ajunge. Ce înseamnă detergentul ăsta pentru dumneavoastră? Lumina casă. Speli și faci curățenie. Vă doriți să aveți copii curați? Da, păi și sigur. Ați rămas fără detergent vreodată? Am rămas. M-am dus, m-am împrumutat și tot am spălat. Dumneavoastră în viața asta ați văzut minuni? Mai am văzut. Am văzut că aveți mașină de spălat. Detergent aveți? Da. Așa, apă simplă. Mai fac și leșăie din asta la șenușă. Cu apă. Hai să vedem. Apă simplă. Am ajuns într-o familie în care îi spălau hainele într-o mașină de spălat veche, fără detergent. Ce înseamnă pentru dumneavoastră detergentul ăsta? Să spălăm la copii, am 6 copii. Vreți să fii copii îngrijiți? Da. E foarte greu, că am o fată cu mine. E greu. Dacă ar fi să descrii viața asta, cum o descriu așa în câteva cuvinte? Hatia! Din punct de vedere dumnezeiesc, e o viață binecuvântată. Pentru că mi-a dat doi copilași, o binecuvântare. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Ați rămas la limită vreodată? Am rămas. Ne-a rugat la Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin oameni. E greu. E foarte greu aici la noi. Dero, da, Dero. Fără mai Dero? Aveam o mânuță. 30? Mai ai deloc? Și am o grămadă de haine de spălat. O să am să spăl. Am 3 copii, 2 la școală, 1 la grădiniță. Și am luat, ca să le fac, să spăl hainele, mai merg în continuare, că s-au murdărit. Și ați luat fernuțele astea? Da. De ce n-ați luat mai mult? De ce n-ați luat o cutie, de exemplu? Credeți-mă că nu am de unde. Mai am 10 lei care trebuie să le dau pe mâine la școală de pachet. Ce înseamnă la o familie cu copii detergentul? Înseamnă foarte mult, că duce și noi copilul la școală curat, îngrijit. La noi, cum sărăcii suntem necăjiți, trăim din ajutorul social și alocații, greu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim, Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Poți să te implici și tu în acest proiect. Trimite detergent la adresa Asociației Miros de Cer sau fă o donație cu specificația pentru detergent. Ajută o mamă să mențină copiii curați.